Este a doua ediție a Zilei Comunei Gârliciu și cred că este frumos, este bine ca oamenii să mai și danseze. Am fost încurajat de oamenii satului, e Consiliul Local, să luăm hotărârea și să organizăm Ziua Comunei noastre. Cum e la petrecere? E frumos, frumos, dar eu sunt hârciovean. Am stat în Gârliciu, am copilărit și acum plec acasă. Am stat aici, am copilărit aici, da, la școală aici, dar am venit puțin și plecăm, nu stăm. Ați băut, ați mâncat? Am băut, dar pe bani noștri și mâncarea noastră. Păi dar și cum ați fi? Cum ați fi vrut? Nu, nu, nimic, e pe bani noștri tot ce, toată chindia a fost pe bani noștri, e frumos. Veselia cât a fost, acum pleca la muncă. Seara acum? Da, da, avem animalele ce la muncă. Ați băut, ați mâncat? Da, un suc, un mic, un... Bere? O bere nu, nu beau, nu consum băuturi. La horă ați dansat? Nu, n-am avut timp, plecăm acum, plecăm la mulți. Foarte frumos, da! Foarte frumos! Vorbiți cu Marica muzicantul, singurul muzicant din Comuna Gârliciu. Fiind ziua Comunei Gârliciu, domn primar un om deosebit, îl subținem și trebuie să vină toată lumea aici. Aș putea să spun că din acest an încep cu adevărat cele mai importante lucrări pentru comuna noastră. Este vorba despre asfaltarea jumătate din străzile din comuna noastră, pentru că săptămâna care se încheie astăzi, am semnat contractul de lucrări cu firma care începe să toarne asfaltul. Când se apucă de lucru? În maxim 10 zile lucrătoare vor începe lucrările de asfaltare ale străzilor. Mulți kilometri însumați? Peste 11 kilometri. Se asfaltează pentru prima dată. Urmează pe celelalte străzi lucrări de canalizare. Pe unele în paralel cu asfaltarea se face și canalizare. Apoi aș putea să mai spun că în acest an am executat lucrările la iluminatul public, unde s-au înlocuit lămpile vechi cu altele noi, mai economice, cu lumină mai puternică, în pas cu vremurile pe care le trăim. A fost reabilitată grădinița, dispensarul și sper ca până la sfârșitul anului să putem pune și în centrul comunei, să putem pune pavele pentru a circula oamenii mai bine, pe trotuare și așa mai departe. Sunt bani mulți la mijloc? E vorba de 8.800.000 de lei la asfaltare. E vorba de
aproximativ 6 milioane de lei la canalizare, iar celelalte lucrări la care se întind până în 100.000 de euro. Cam cât va dura cu totul asfaltarea de care vorbim? Cât? Eu cred că până în Crăciun putem încheia.